The Annunciation. When Mary grew up, the priest put her in the care of Joseph so that he could look after her and protect her. He took her to his house in Nazareth. God sent the archangel Gabriel to Mary with a message. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. You will become a mother and you will give birth to the Son of God. You will call him Jesus and he will save the world. But how can I have a baby since I have no husband? And how is it possible for me to become the mother of my God? Mary asked. Do not ask me to explain things that only God knows. The Spirit of God will come to you and the power of the Most High will overshadow you. I am the servant of God. Let God's will be done, Mary answered humbly. At that moment, God the Father blessed her, the Holy Spirit overshadowed her, and the Virgin conceived Christ. Când Maria a crescut, preoții au dat-o în grijă lui Iosif, pentru ca el să aibă grijă de ea și să o protejeze. El a luat-o la casa lui din Nazaret. Dumnezeu l-a trimis pe Arhanghelul Gabriel la Maria cu un mesaj. Bucură-te, Marie, ceea ce ești plină de har! Domnul este cu tine! Și iată, vei lua un pântece și vei naște pe Fiul lui Dumnezeu și vei chema numele lui Isus și El va salva lumea. Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu am soț? Și cum este posibil să nasc pe Fiul lui Dumnezeu? A întrebat Maria. Nu pot explica lucrurile pe care doar Dumnezeu le știe. Duhul Sfânt se va pogărâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, a răspuns Maria. În acel moment, Dumnezeu Tatăl a binecuvântat-o, Duhul Sfânt a umbrit-o și Fecioara a zămislit pe Hristos.